suntem la colocurile Horia Bernea și vom fi și în următoarele două seri și vă spun cam cum ne-am gândit să structurăm aceste întâlniri coloviale. În această primă seară ne întâlnim cu prietenii lui Horia Bernea, artiștii. Și mâine ne vom întâlni cu preoți, oamenii din lumea teologiei, pentru că Horia Bernea a fost foarte apropiat de această lume și de această dimensiune a existenței. Iar în ultima seară, adică pe 15 septembrie, ne vom întâlni cu oameni de cultură. În această seară am bucuria să îi am invitați la acest colobiu cu magia Horia Bernea pe mai mulți artiști, oameni ai artelor, care l-au cunoscut și care ei sunt prieteni lui Horia Bernea. Și îi spun bună seara, în primul rând, domnului Ioan Grigorescu, profesor universitar, pictor, desigur. Bună seara! Neuniversitar. Da, neuniversitar. Domnul Grigorescu, vă spun pictor atunci, da? E de ajuns? Da. Lângă domnul Grigorescu este domnul Mihai Stăgulescu, pictor. Iar profesor. Profesor universitar. Doctorat, se cheamă. Eu vă spun cadru universitar atunci, pe domnul Stăgulescu. Îi spun, bine ați venit domnului Horia Pașina, pictor, domnului profesor universitar, specialist în conservare și restaurare, domnul Dan Mohanu, dar și pictor în același timp, și gazda noastră, generoasă, doamna Doina Alexandru, în casa căreia ne găsim, o prietenă al lui Horia Bernea, și aici, pe pereți, am văzut câteva lucrări de Horia Bernea, așa că și arta lui Horia Bernea este cu noi în această seară, la acest colobiu. Vom avea legături online cu trei personalități ale artei românești. În primul rând, din Statele Unite ale Americii, vom intra în legătură cu domnul Coriolan Babeții, istoric de artă și critic de artă, cu domnul doctor Sorin Costina, colecționar de artă, are o colecție impresionantă, cel puțin din creația lui Horia Bernea, și cu domnul Constantin Flondor, pictor, care va intra cu noi în direct de la Timișoara. Încercăm să vedem dacă putem să vorbim acum în Statele Unite ale Americii, avem legătura, îi întreb pe colegii de la Asociația Elon, cei care se ocupă sau s-au gândit să creeze acest eveniment la care suntem acum împreună. Domnul Babeții, ne auziți? Da, nu cred că s-a realizat legătura cu domnul Coriolan Babeții. Aș vrea să trecem așa într-un tur al invitaților și să aflăm în ce ipostază și cum l-ați cunoscut pe Horia Bernea, domnule Ioan Grigorescu. Vă rog la microfon ca să ne auzim bine aici. Și microfonul puțin mai aproape de gură. Când a apărut el, mi-am dat seama că va fi cineva pentru arta românească. Că eram prin anii 60, eram student. Bineînțeles că de cunoscut nu putea să cunosc atunci și doar activând și eu în expoziție prin anii 70, însă l-am cunoscut destul de puțin. Eu să spun chiar că m-am ținut oarecum la o parte, pentru că avea o personalitate atât de puternică și atât de impunătoare, că
puțin copreșitoare, așa, prezența dumneavoastră. Da. Nimeni n-a dat loc, cum să zice, lângă el. Sigur că nu era chiar așa. Nu era prea așa. Până la urmă era un om prietenos. L-am cunoscut făcând muncă la cenacul a tinerilor artiști, cenacul tinerilor. Chemat Atelier 35. Am făcut atunci o expoziție și cu ocazie de grup și el era o piesă necesară, era chiar la vârsta maximă de 35 de ani. Și ne-am confruntat, cum să zicem. Eram să zic așa, o părinte pozitivistă și iubeam științele și deodată dânsul m-a confruntat cu necunoscut, cu imposibil de cunoscut, cu niște lucruri care m-au uimit și ele, bineînțeles, am înțeles cu greu, încerc, poate chiar după moartea lui. Dau un exemplu, el mă propunea ca o lectură, Castaneda. De unde se iei Castaneda în timpul socialismului? Abia în anii ăștia am reușit prin internet să găsesc Castaneda și am văzut ce e Castaneda. Castaneda e magie. Am înțeles oarecum că știu că într-un fel era ceva magic în persoana asta. Ceea ce m-a uimit în cursul anilor era cât de mulți epigoni. Așa se numeau și se numesc cei care imită pe cineva, imită pictura cineva. Mulți tineri, în special, aprins dealul lui, care a pictat un păr sau a desenat un păr. Ce? Uite, un arbore, păr. S-a multiplicat. Abia târziu mi-am dat seama că, de fapt, nu e vorba de epigonism. E cu totul altceva. Cât că e vorba de ceea ce se numește icoană. Adică ceva care convinge. Așa, în masă, oameni, mulți, care zice, dincolo de imaginea laică, să spunem, are totul altceva. Deci nu era doar o dorință de a copia o temă, ci cei care copiau sau făceau aceeași temă, în stilul lor, erau într-un canon, la asta vă referiți, așa cum se execută acum arta sacră. Da. Mm-hmm. Și asta era magic? Putem să-i spunem așa, putem să-i spunem altfel. Sau divin? Cum crede fiecare.
cum îl taie capul, cum să zice. Da, domnul Ion Grigorescu, mulțumesc pentru această primă intervenție și îi dau cuvântul acum domnului Mihai Sârbulescu, care simte nevoia să intervină. Vă rog. Da, simt nevoia să intervin în ordinea unei porunci primite de la părintele Ioan Gojanu, sufletul și mintea acestei expoziții Horia Bernea, însoțit de Horatiu Iovanaș, mâna lui dreaptă și ucenicului cel mai probabil cel mai apropiat. De la Asociația Eleon, da? De la Asociația Eleon. Deci am primit acest ordin să pun niște întrebări. Am să răspund eu la prima întrebare. Puneți-o întâi. Ce am învățat noi de la Horia Bernea? Exact. Ultima învățătură pe care am primit-o eu de la Horia Bernea este foarte tare. N-am notat-o nicăieri, o spun acum. La înmormântarea lui a avut o înmormântare foarte frumoasă. Roxandra Grigorescu mi-a adus niște flori să le pun eu pe soția lui Ionică, să le duc pe catafal. Biserica era plină. Andrei Pleșu, în primul rând, dintre primii apropiatei lui, era episcopul... Cum îl cheamă Costion? Episcopul... Am fost colegi la Ioan Alexandru. Mitropolit sau episcop? Era episcop. Nu era și mitropolitul Bartolomeu? Nu. Cumva. Hai mai Costioane, că... În sfârșit, nu e un episcop ortodox, da? Un episcop grozav, Casian, episcopul Casian. Dunărea de jos. Cânta din toată inima în biserică, la înmormântare, la veșnica pomenire, o cânta frumos. Nu suna deloc ca un... cum se cheamă, ca un... suna ca Gloria lui Vivaldi sau ca... Oda Bucuriei lui Beethoven. Nu suna ca un marș funebru. Da. Cânta din doar... A fost o înmormântare splendidă. Iese copărșeul lui Horia Bernea, unde erau rămășițele lui. Horia Bernea ținea foarte mult la acest lucru, anume. El spune așa, are un text, în care zicea: lumea... Cum era? Lumea spiritului e frumoasă prin materialitate. Da. În acel copărșeu material, da? Ca voutul lui Bacov, îi plăcea coșciuc. Îi plăcea acest cuvânt. În acel coșciuc era materialitatea lui Horia Bernea. Când a ieșit materialitatea lui Horia Bernea din biserică, în coșciuc, era armata. Și în semn de slavă, onoruri militare, au tras trei salve în sus. Poc, poc, poc. După 10 minute, termin repede. După 10 minute, nici atât, cât mai era până la... Erau gropari, alți specialiști. Pușcașii erau, știu să tragă în sus, ăștia știau să coboare în jos. Un specialist i-a alunecat dintre gropari, uneia dintre ei, i-a alunecat frânghia. Coșciugul lui Horia Bernea a făcut poc! Foarte tare în jos. Deci după cele trei împușcături în sus, Horia Bernea a făcut poc în jos. Asta e ultima învățătură pe care mi-a dat-o mie Horia Bernea. Ultima. Și mai adaug tot ceva. Da, vă rog. Nu, zic, și care e învățătura? Adică ce ați înțeles din toată acest tablou? Pentru că ne-ați zugrăvit un tablou. Ce-i drept? Că e mai bine și... în jos decât în sus. Bun, și vreau să mai adaug ceva. Cu totul altceva. Cu asta termin. Și trebuie să fie dialog oricum. Dar am provocat ce-am învățat ori asta. Numai o clipă. Vreau să citesc, că nu se poate altfel, stau lângă Ionica. Da? Radu Petrescu, acest genial scriitor, are un pasaj
în jurnalul lui de prin anii 70, în care scrie așa. L-am cunoscut pe Horia Berna. Este cel mai inteligent, nu mai țin bine minte, dar asta e ideea, e cel mai inteligent om pe care l-am cunoscut vreodată. Punct. Da. Mulțumesc, domnule Sârbulescu, deocamdată, dar trebuie să vă spun că avem legătura cu domnul Coriolan Babeți și intrăm acum în legătură. Babeți. Bună seara, domnule Babeți. Remus Rădulescu sunt. Vă auzim foarte bine, dacă dumneavoastră ne auziți e perfect. Vă și vedem, adică vă și văd cei care ne urmăresc pe Facebook. Spuneți-ne, vă rog, cum l-ați cunoscut pe Horia Berna și care e imaginea lui rămasă în memoria dumneavoastră. Mă supuneți unui examen aproape imposibil. Horia Berna nu cred că poate fi rezumat într-o impresie, într-o amintire, într-un eveniment, fie el coborârea în mormânt, fie el salvele de armă, nu poate fi rezumat. Eu mi-am închipuit complet altfel această seară și anume, mi-am imaginat că doriți să aveți o sumă de mărturii. O vreți la dumneavoastră. Când eu am luat în serios această misiune, este că mi-am cântărit fiecare cuvânt, fiecare silabă, fiecare virgulă, într-un text care trebuia farmaceutic deliberat de mine. Așa încât, dacă credeți că mă puteți audia fără să fiu întrerupt și la sfârșitul celor 10 minute, 12 minute, să-mi puneți întrebări, atunci aș putea să trec la această fază, la acest episod al colocului. Deci, ce vă pot eu oferi este un monolog. Pentru că și condițiile audio-video sunt destul de precare. Îmi spuneți dacă da sau nu. Vă ascultăm 10 minute. Da. În Senatul Venețian aveau dreptul să vorbească jumătate de oră. Peste jumătate de oră, care era cronometrată întotdeauna cu clepsidră, aveau dreptul să vorbească dacă plăteau. Și plăteau bani grei pentru fiecare minut. Eu sunt dispus să achit o sumă mare de bani ca să apuc să termin la capăt acestui colubiu extraordinar. Vă rog, fără plată, vă ascultăm. Da. Deci, vreau să spun că nu există o forță mai mare decât o idee căreia a venit timpul. Nu există o forță mai mică decât unei idei care nu i-a venit timpul. Cred că lui Horia Berna i-a venit timpul să trecem de la, cum spun într-adevăr Sfinții Părinți, de la cuvinte făptuitoare la fapte cuvântătoare. Așa încât, în ce mă privește, la ceasul pomenirii lui Horia Berna, la 20 de ani de la adormirea sa, ierarhia îngrijorărilor mele, în cazul lui, o deschid fără menajamente, cu maximă franchețe, prin întrebarea care, de fapt, m-a insomniat în toți acești 20 de ani. Două puncte. Ce destin are în acest moment monumentala opera acelui care a fost considerat cel mai important pictor român, Andreescu, și asta trebuie să știți că era, dacă vreți, un fel de bârfă axiologică a lumii artistice și intelectuale care orbita amplu și îndrăgostită de acest atelier. Nu pot să cred, deci, că acest colobiu are prea mult sens în depistarea de sensul noi ale operei lui Horia Berna, în dezvăluirea vreunei revelații
hermeneutice apărute în acest lung interval de tăcere ustioasă și paralizantă. Îngrijorarea mea privește direct și concret aspectul condiției fizice ale lucrărilor artistului și statutul juridic al acestei opere fizice, a acestui corifeu și auriașului patrimoniu dăruit de el lumii în care el a continuat să existe în acești 20 de ani, pitit în penumbre, nevalorificat decât de o retrospectivă a Muzeului Național de Artă Contemporană, de acum câțiva ani, organizată de fostul director și regretatul Mihai Oroveanu, prietenul lui apropiat. Comemorarea de azi, care înseamnă agapă, aducerea împreună la aceeași masă a tuturor memoriilor subiecților comunității artistice și intelectuale, a celor vii despre Horia Bernea, era ocazia unică a unui catalog rezonat, a inventarului absolut al operei sale pus în absolută transparență. Opera continuă să existe necunoscută într-o lume opacă, grădinărită, cum este chiar de foști prieteni și apropiați lui Horia Bernea, ca și, în primul rând, de vocul artistului, a cărui absență eu, personal, o repet enorm de la această reuniune. Mi-a unit o prietenie, iată prima impresie, care o constatat din clipa în care am adus la Timișoara cel mai mare moment al artei noi, a realismului cuantic, pe care Horia Bernea a propus lumii artistice prin seria celor 7 dealuri, 4 cum se numește. Finită gândirea analogică. Horia Bernea a murit când se pregătea să vină ca oaspete al meu la New York, unde păstoream Institutul Român de Cultură de acolo. A murit ca un arbore majestuos în picioare, cu 2 luni înainte să treacă oceanul. Pe soții Bernea eu i-am adorat, împreună cu ambianța casei lor, serile nu multe, dar de neuitat, Cinele de la Otopeni și farmecul nesfârșit al acestui carismatic cuceritor de inimi care a fost Horia Bernea. Poftiți, aveți a treia impresie. După dispariția lui Horia, am asistat neputincios disperarea, spaima și stresul doamnei Bernea de a trebui să administreze opera și memoria consortului plecat la cele veșnice. Faptul că opera sa a devenit încetul cu încetul, atenție, un secret public al unei opere de interes național, internațional, european și chiar universal. Detest cu sinceritate absolută, cu ultima mea fibră, conspiraționism, tezele conspiraționiste, detest suspiciunile metodice pe care, prin care istoria lumii este descrisă în continuu. De data aceasta, aștept să fiu contrazis de o punere în transparență absolută a inventarului, a traseelor de vânzări, cumpărări ale operei acestui magnific prieten al dumneavoastră, al lui Ionică, al lui Horia. Sunt mulți care ar fi putut să fie azi aici, dar înțeleg că trăim o epocă păcătoasă, cum o numea Ionică recent, într-un dialog cu mine, a unei pandemii care pe mine personal m-a arestat 8 luni de zile în locul din care vă vorbesc. Nu știu și deci n-am dreptul să presupun în necunoștință de cauză nimic, să lansez nicio suspiciune, să fac niciun nume. Dar seninul trebuie restaurat în numele seninătății lui Bernea.
cum nici noi, supraviețuitorii lui Berna. Adiganti cei lui averi culturale lăsate nu sunt în promisiune moirii. Această transparență este pentru mine un imperativ al culturii naționale românești. Mă plisesc personal că am un interes personal. Atât lui Horia cât și doamnei Marga Berne, le-am mărturisit intenția mea la democrație Berne. Vă mărturisesc că este într-un fel gata. Într-altul este neterminată pentru că am început de o bucată de timp prescrierea ei. Mă opresc aici, dar dacă mai aveți răbdare, eu aș mai putea continua, sunt doar la jumătatea gândurilor mele, dar cele esențiale mi le-am formulat până acum. Iată impresiile pe care vi le pot comunica într-un moment în care, de fapt, eu nu știu dacă, de pildă, pe mine m-ați auzit cu adevărat. V-am auzit foarte bine. A funcționat numai cu câteva sincope și aș vrea să precizați din nou ce aveți în lucru, o monografie sau o biografie. Nu s-a auzit foarte bine din cauza conexiunii. Eu lucrez de 40 de ani. Am publicat în volume, după părerea mea, valide, peste 100 de pagini din toate analizele pe care le-am făcut. Eu nu pretind nimănui să mă citească, dar aceste lucruri există și pot deveni publice într-o, cum să vă spun, în cercurile intime măcar. Dar din acest moment vă anunț că dacă cerul îmi îngăduie, bunul Dumnezeu îmi permite, voi rescrie ce am scris pentru că. Și cu asta trec într-un posibil punct 2. Berne a fost un mare vizionar. Pictura lui eu am numit-o așa, între noi, inter pares quanti. A avut intuiția celor mai mari revelații ale științei, căci era în secret un mare om de știință, știa, studiase fizica, astronomia, era la curent cu marile revelații ale fizicii cuantice, și aproape aș crede a neurologiei, biologiei și încheierea ale neurologiei. Repet, dacă în economia colofiului mai există vreun interval în care considerați că aș mai putea interveni, mai sunt destule lucruri de spus, dar în esență... Nu știm cum va fi conexiunea online, așa că vă ascultăm acum. Vă ascultăm, domnule Mameti. Da, dați-mi voie să-mi limpezez gândurile care mi-au fost ușor tulburate de invitația lui Mihai. Deci, ce aș mai putea să adaug cu un sentiment al utilității? Sigur că Marga Berna, minunata lui soție, loiala lui soție, consoarta lui, care l-a însoțit în tot acest iter al vieții lui, este proprietara de drept a moștenirii operei lui Berne. Dar Berne, prin trecerea lui la cele veșnice, a devenit un bun public, un bun al Universului. Nu știu dacă avem dreptul să o abandonăm pe Marga cu această enormă responsabilitate a administrării operei. Nu știu prin ce forme și cine anume ar putea să vină în întâmpinarea acestei disproporționate responsabilități a doamnei Marga și să aducă în față, în absolută transparență, tot acest patrimoniu care poate deveni și în mod normal ar trebui să devină un catalog rezonat al operei. La care vreau să spun că poate lucra un univers de oameni, adică 2, 3, 6, 12.
ne vede, ne aude, dar nu ne judecă, că de acolo nimeni nu judecă pe cei de pe acolo. Așa încât asta e ce vă propun în esența, esența. Domnule Lobeț, mulțumim pentru acest gând, pentru că v-ați exprimat această îngrijorare legată de opera lui Horia Bernea. În lucrările sale puse la dispoziție de colecționari particulari se pot vedea încă până marți la Muzeul Țăranului Român, Muzeul Ctitorii de Horia Bernea, în expoziția de la grădină la iconostas. O expoziție care a fost inaugurată, cum ziceam, la 12 august. Vă rog. Asociația Eleon și Părintele Ioan Cojanu, care s-au ocupat de organizarea acestei expoziții, au avut niște, știu să zic, restricții din partea muzeului și de aceea se întâmplă totul până la 15 septembrie. Probabil că se vor face demersuri să fie prelungită sau un alt moment de expoziție în preajma datei în care Horia Bernea a plecat dintre noi. Mulțumim. Vă mulțumim pentru că... Eu vă mulțumesc. Întoarcem aici în studio. Urmează să intrăm în studio, în această generoasă ambianță pusă la dispoziție, cum spuneam, de familia Xifta. Merg la dumneavoastră, domnule Horea Paștina, și de la aceste îngrijorări ale domnului Babeț să venim puțin la simplitatea pe care o invoca domnul Sârbulescu și să vă întreb pe dumneavoastră cum îl aveți în priviri, în minte, pe Horia Bernea, bănuiesc, încă. Horia Bernea, mă gândesc la o fotografie a lui, care e cunoscută și cred că de noi toți împreună, are o fotografie în atelier în care în dreptul, unde stă în picioare așa, se vede în toată frumusețea lui, Horia Bernea, și în față ține o verticală, un ax, care se înfige în podeaua, în pământ, și care pornește înălțime spre cer. Eu văd această lucrare ca pe un ax central al operei lui. Este tocmai această, să zic, această verticală, pornește, spun, de jos, scrie o linie în sus. O fotografie foarte frumoasă și care se potrivește foarte bine cu el, cu totul. Și de ce spun că ar fi ca un ax al operei lui? Tocmai această verticală care presupune, adică avem orizontala pe care se înfige această verticală, deci avem semnul crucii, care l-a preocupat pe el în lucrarea lui. În jurul acestui ax se strânge toată opera lui, îmi vine să spun, așa văd. Spun despre această fotografie pentru că este o fotografie cunoscută. Este o fotografie a lui în tinerețe, nu știu ce vârstă avea, nu știu cum o numea el această lucrare, dar această verticală îl văd ca pe un pom al vieții. O văd ca pe o poetică a operei lui.
se vorbea despre faptul că se îmbrăca frumos. Întotdeauna era îmbrăcat frumos. Avea gust. Și în lucrul pe care îl făcea el, lucrul lui Horea Bernea, era o îmbrăcăminte. E o lucrare care ne îmbracă și ne hrănește. El avea seria de lucrări care se numește hrană. Deci avem deopotrivă și îmbrăcămintea și hrana, ele sunt la un loc. Acum cineva mi-a trimis o imagine a unei lucrări a lui din expoziție în care patru mere sunt așezate în cruce. Sunt niște mere, ca să zic, să le mănânci. Dar semnificația lor văd să mâncăm această cruce. Îmbrăcămintea în care venea, întotdeauna era îngrijit, nu era nimic ostentativ, era un lucru de bun simț. Sentimentul meu este că aducea o normalitate. Acum, în câteva zile, ați vorbit cu Mihai, în care vorbea că despre Horea Bernea că își cunoștea limitele, limita care înființează. El avea o limită mare, să spun așa. Am putea spune că era un om care în ce făcea, pornea de la, ca să spun, de la această verticală de care povestea, de la puținul acesta, care îl vedem, care nu-i puțin, acest lucru se lărgește. Din acest punct, el muta, aș putea spune, fac legătura între puțin, cu puținul acesta, muți munții și munții. El, prin ce a făcut... Cu acea grăunță de... Cu această grăunță. El a mutat ca niște munți. Lucrarea lui a fost ca un om care a mutat munți. El a dus o muncă uriașă în ce a făcut. Cu puțin mulți munții despre tine vorbești. Nu, vorbesc despre el, vorbesc despre el. E adevărat, nu e nicio problemă. Dar am înțeles că trebuie să fie dialog. Da, e dialog. Păi spun mai departe. Vreau să continui mai departe. Da. Chiar așa a făcut. Este o muncă uriașă pe care a făcut. S-a făcut de toate. A trecut prin avantgardă, prin atâtea lucruri a trecut și în concentrarea asta rămâne crucea. Mă gândesc lucrarea pe care a făcut-o la Muzeul Țăranului, în care se numește Crucea peste tot. Nu așa se numește. De aici putem spune că ne-am inspirat în această expoziție pe care am făcut-o prin toată țara în legătură cu crucea. Am inspirat și de la acest gând și am păstrat acest gând al lui Horea Bernea, crucea. Deci ne întoarcem la acest ax al lui, verticala și crucea care merge peste tot în opera lui. Nu, iar în ce spuneam cu îmbrăcămintea lui, era că un om care aducea bucurie, aducea sărbătoare în ce face. Era o sărbătoare. Felul acesta lui de a fi era tot timpul ca o sărbătoare. Eu mă simțeam bine în preajma lui și partea mea este că nu vorbeam, îl ascultam. Mă adresez domnului Dan Mohanu, vă rog frumos să preluați microfonul și la fel, impresia de început care
simțiți că trebuie exprimată atunci când vă gândiți la Horia Berna, pe care las un moment. Da. Cred că întâi trebuie să-i mulțumesc lui Horia, pentru că Horia mi-a trimis un interviu pe care Horia Berna l-a dat, mai degrabă e vorba de un dialog care s-a produs în anii 90 între Horia Berna, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, dacă nu mă înșel. Da, un colocviu a fost. În momentul în care se înființa Muzeul Țăranului Român. Mm. Acolo este acum această expoziție, care multora li s-a părut poate puțin rarefiată, puțin, prea puțin în raport cu opera enormă pe care ne-o sugera și domnul Coriolan Babeț și care traversează acum o traiectorie greu de definit. Unde este ea? Pe unde merge ea? Cred că lucrul ăsta e foarte important, dar nu asta trebuie să ne intereseze acum, ci mai degrabă să recuperăm mesajul lui Horia Berna, pentru că el însuși se numea un om recuperator. Asta mi-a plăcut teribil în dialogul pe care l-am citit și pe care mi l-a reamintit Horia, trimițându-mi textele acestea, de fapt. De ce? Pentru că Horia Berna era o ființă extraordinar de complexă. Eu sunt ultimul om care pot vorbi despre el ca un prieten al meu pictor, pentru că nu cred că am reprezentat ceva pentru Horia Berna ca pictor vreodată. Nu. Ne-am interferat o singură dată la începuturi, când el diriguia Atelier 35 și când a apărut în fața mea, cum spune Mihai, un tip elegant, frumos, era realmente frumos și elegant în sensul monden al vremii, lucru care pe mine mă stânjenea un pic, pentru că nu reușeam niciodată să arăt în felul acesta și nici să mă comport cu dezinvoltura lui. Era impetuos, degajat și tranșant, pentru că eu m-am dus cu pretențiile juvenile să fac parte din Atelier 35, vreau să știu ce înseamnă Atelier 35, Horia Berna diriguia atunci, nu? Atelier 35, cred. Iar eu, ca toți tinerii care abia terminau, credeau că pot să meargă cu pas întins pe un drum, intrând într-o astfel de asociație. Berna a fost tranșant atunci, m-a întrebat cine ești, ce vrei, ce ai făcut până acum, dacă ai făcut ceva. Și de atunci, nu știu dacă ne-am mai întâlnit de multe ori. În schimb, eu m-am întâlnit cu Horia Berna ca pictor. Deci am văzut ce făcea. Și nu pot să uit, de pildă, seria Dealurilor, în liniștea din subsolul Ateneului. Acolo a fost, nu știu câți au văzut expoziția atunci, la Ateneu. Nu, eu am văzut-o la Ateneu. A fost și la Simeza, dar a fost la Ateneu și atunci a fost pentru mine o schimbare fundamentală în ceea ce privește Berna. Sigur, ulterior am văzut și alte lucruri, dar dacă sunt îndrituit să vorbesc despre ceva, este despre întâlnirea mea după mersul fiecăruia prin viață, în traiectoria pe care o aveam, ca om al patrimoniului, omul recuperator al valorilor. Deci, Berna era un om de felul acesta. Și era pentru că era un om foarte cultivat, repet, și al doilea pentru că el a făcut un gest absolut extraordinar, este ctitoria numită Muzeul Țăranului Român. Dincolo de faptul că în interviu pe care mi l-a trimis Horia, se vorbea de recuperarea muzeului Țigărasa Murcaș, în realitate nu, este muzeul Horia Berna acesta. Iar dacă este, poate, la un moment dat, cel puțin, poate pentru o vreme, nu știu ce spuneți voi în legătură cu asta, poate că în spațiu de la muzeu, stai să termin eu ce vreau să spun,
și tu ești impetuos, ești. Ai folosit cuvântul tranșant. Da. Este cel mai bun cuvânt posibil. Știa să vă lăsați. Mă simt onorat că mă laudă. Știa să folosească să-și vândă cămașa în tâlc și să-ți cumpără o sabie. Da, da. Nu, așa era tot. Deci era tranșant. Ai spus foarte bine. Da. Deci, așa, acum lasă-mă să-mi continui gândurile în legătură cu treaba aceasta. Deci, Muzeul Țăranului Român, mă gândeam în clipa în care s-a făcut această expoziție, de fapt, Ionică este marele creator al acestei expoziții, pe care eu aș numi o Constelația Berne, pentru că așa cel puțin mi s-a părut modul în care a fost, întrerupt puțin gândul meu, modul în care Ionică a aranjat această expoziție a fost ca într-un fenomen cosmic. Întâi, lucrările zăceau toate înșirate în linie dreaptă, mici și neputincioase, pe lângă zidul alb, nu spuneau nimic. Și dintr-o dată, Ionică le-a grupat pe jos, la orizontală, le-a întins, le-a grupat într-un fel de mici constelații, să spunem, care apoi au urcat pe perete și în momentul în care au urcat pe perete, s-au înălțat. În momentul acela, percepția a fost cu totul altă. Și atunci m-am gândit că, în fond, e foarte adevărat ce spune domnul Babețu, un catalog rezone, cum am auzit că s-a întâmplat cu Bițan, s-a făcut un catalog rezone, toată opera este strânsă bine în chinga administrativă a unei astfel de tip de cunoaștere. Dar de fiecare dată mă gândesc la acea frază extraordinară a lui Teofan Grecu, care îi spunea ucenicului: nu poți să-ți desenezi Sfânta Sofia, e imposibil Agia Sofia să o desenezi în frumusețea, în măreția sa. Dați voi prezenta un crâmpei, un fragment, ca să pricepi întregul. Această chestiune, în fond, se petrece cu opera oricărui artist. Nu trebuie să vezi întotdeauna tot. Mie suficient, am văzut o lucrare a lui Horia în atelier și am spus: domnule, asta este o lucrare Horia Paștină. Da. O lucrare care poate să stea într-o singură sală. Nu-i trebuie altceva. Să zicem, o lucrare de artă medievală, nu? Undeva într-o singură sală, o singură lucrare, alb, de jur împrejur. Deci nu trebuie să vezi mult. Faptul că noi am văzut acea constelație cu lucrările, așa cum au putut fi ele strânse prin generozitatea colecționarilor, ei au fost generoși care și-au adus lucrările și au putut fi văzute, eu am văzut foarte mult din Berna, vă rog să mă credeți. Am stat, privilegiul a fost că l-am secundat un pic pe Ionică în aranjare și atunci m-am uitat pentru prima dată mai atent, de aproape. Berna, printre alte lucruri, era un pictor al detaliului, într-o formă absolut de necrezut. Vă rog, duceți-vă și vedeți dealurile, acelea două, apropiați-vă încă o dată și o să puteți să puneți și lupa. Erau lucruri atât de fine care se întepătrundeau acolo, nu știu cât de voite sau nevoite, făcute în transă sau făcute pur și simplu într-o gândire foarte lucidă, dar care vădeau o știință de flamand. Realmente, în multe dintre lucrări, recunoști pictură de secol XIX, românească, bună, recunoști multe lucruri, adică era clar că Berna parcă vroia să adune în toate lucrurile astea multe lucruri din acest palimpsest enorm al picturii. Și între toate chestiunile acestea, Ionica a avut o idee absolut extraordinară. Paul m-ar fi combătut, ar fi spus un gând, nu idee, îi displăcea cuvântul acesta. Dom'le, a pus lucrarea aceea, nu știu cum se numește, cea mai mare, una din cele mai mari lucrări din expoziție, în care apare imaginea Evei, nudul acela și coloana, pe
colț, pe, a postat-o pe colț. Am stat și m-am uitat multă vreme. Cred că multă lume n-a văzut bine lucrarea asta. Ce e, de fapt? Sunt lucrările lui Berna în atelier, se văd grinzile atelierului, suprapuse, puse una peste alta și din fragmentele lucrărilor se vede și Eva. Se vede o bucățică dintr-o altă, dintr-o lucrare care e dedesubt. Ele se suprapun, e o suprapunere de lucrare, e o lume. E o lume pe care încă poate nu am descifrat-o de ajuns, lumea lui Horia, Berna. Pentru că, spun asta, pentru că, de pildă, discutam cu Paul și Paul deseori rostea cu intransigența-i caracteristică. Domnul Paul Gherasim, la dumnealui vă referiți. Da. Întrerup, imediat. Deci, el spunea următorul, Berna e ambigu. Uneori e ambigu. Ambiguitatea, nu știam ce vrea să spună prin asta Paul, nici acum nu știu foarte bine, dar rostea această chestiune. Adică era un personaj atât de imprevizibil și de vast, încât deocamdată e important să putem să-i definim sensul, strângând în același timp cu mare atenție toată opera lui într-un catalog rezonei, cu o muncă de durată. N-am nimic împotrivă. Pentru că a făcut referire la dumneavoastră, domnul Dan Mohanu, la felul în care ați expus această constelație pe pereții de la Muzeul Țăranului, expoziție. Am gândit la un altar în acela cu aripi și lucrarea e foarte mare, are niște dimensiuni și cu ajutorul celorlalte pare că este o desfășurare așa de... Fine. Iar... De ce spun asta că era subiectul de la grădină la altar. Grădina este, ați văzut, este un bulzel așa de plante care cresc în toate părțile. Pare că era o grădină dintr-o mănăstire, nu? De la, a unei măicuțe de la Văratec, nu? De la Agapia. Sau de la Văratec. Și... Sigur că iconografic există profeții, au văzut-o pe Maica Domnului ca pe o grădină închisă, dar în principiu pe o grădină. Am curajul, să zic așa, lui Horia Berna de a introduce un nod și într-o cruce și acolo. Cred că putem să ne le explicăm destul de ușor. În definitiv și coloana este un om, un nod, să zicem, un... Așa cum erau statuile din frizele grecești. Uneori erau reprezentate niște muze, să spunem, în formă de coloană, care aveau și rolul de coloană.
atitudinea lui nu este de senzuală. Sigur că rămâne un subiect în discuție, dar nu cred că problema asta ar deranja. Sigur, am văzut, am lucrat în mănăstiri și am văzut, de exemplu, atitudinea asta. Nu se admiteau vizitatori, doamne, fete, copii, decât cu fusta. N-aveau voie în pantaloni. Și sigur că căutăm în pateric și găsim atâtea referiri la imaginea corpului omenesc, sau la îndepărtarea acestei imagini. Ea, în primul rând, în arta laică, ea apare de peste tot. Oricum ar fi formele, omul apare din aceste forme. Așa că apare și nudul, nu mi se pare ceva străin de altar. Da, am să spun ceva, mi-a plăcut. Da. Bun. S-a vorbit despre pateric, despre scrierile sfinte ale călugărilor. Vreau să spun doar atâta tot, că sunt scurt. Sunt diferite tipuri de literatură. Ioan Scăraru, de exemplu, este pentru călugări, nu e pentru mireni. Românii suferă de un lucru esențial, acela că distrug, bine, poate și alții în aceeași măsură sau mai mică, nu știu, dar știu ce trăim noi, adică fac ceva, crește un arbore, îl distrug, îl dezrădăcinează și pun altul ca și cum nu ar fi fost un arbore vreodată în acel loc, lăsându-l să crească de la capăt. Și iarăși îl dezrădăcinează și așa mai departe. Una dintre greșelile fundamentale, un act de nerecunoștință fundamentală a statului român de data aceasta față de Horia Berna, este că a lăsat ca Muzeul Țăranului să fie până la urmă desfigurat. S-a deturnat ideea lui Berna în ceea ce privește muzeul. Nu a fost înțeles. Cred că nu am înțeles. E o problemă noastră în general. Adică, sigur că putem califica politic chestiunea aceasta, fără îndoială putem. Orice schimbare politică duce la o schimbare de ambianță. Nu? Dacă vine un altcineva, spațiile verzi există. Dacă dispar aceea, se transformă în zonă cu pietre și așa mai departe. Nu, și este, ca să zic așa, o imaturitate în a-ți păstra valorile cu adevărat. Vedeți? E o imaturitate. De aceea o sărăcie biblică ne paște și în ceea ce privește patrimoniul nostru. Berna a luptat cu disperare pentru el. Una dintre imaginile pe care mi-o amintesc este silueta lui, care nu era de neglijat, pe ruinele de la Sfântul Spiridon Vechi. Deci, biserica asta a fost demolată într-o singură zi. Eu eram la etajul 7, vedeam de sus, încercam în disperare să fac niște poze și Berna era pe ruine. Nu știu ce încerca să facă atunci. Evident că nu s-a putut face nimic atunci. Dar ce a urmat, adică ce a încercat el să facă
fiind în Comisia Monumentelor Istorice, aici am o experiență foarte apropiată cu Horia Bernea, ce a încercat să facă în Muzeul Țăranului e ceva care nu trebuia lichidat, ca să spunem așa. Faptul că există acum, mai există ceva, asta nu înseamnă nimic. Era un muzeu dinamic și ăsta este lucru frumos. În momentul în care l-am cunoscut pe Horia Bernea, nu eram în niciun fel colecționar, de altfel nu suntem nici acum. Și lucrările de aici, cea mai mare parte, secretul lor e secretul prieteniei. De fapt, cele mai multe sunt darul de la prieteni. Și consider că am avut un mare noroc că în 1990, când ne-am întors după o absență de 15 ani în România, în plină piața universității, un grup de prieteni ne-a dus la GDS, grupul de dialog social care era pe Calea Victoriei, și acolo i-am cunoscut pe cei mai mulți, Sorin Dumitrescu, Horia Bernea, părintele Iustin Matiș, părintele Galeriu, și apoi pe pictorii din Prolog. Consider că a fost un mare noroc și această prietenie a continuat timp de 30 de ani. În 1990, în primăvară, familia Zidaru, Marian și Victoria Zidaru, ne-a dus în atelierul lui Horia Bernea. Așa i-am cunoscut lucrările, l-am admirat foarte mult și la scurt timp am plecat. Chiar pe drum am aflat că piața universității urma, veniseră minerii și era înăbușită deja. Am ajuns în Germania și la scurt timp, între primii oaspeți ai redacției postului de Radio Europa Liberă au fost Horia Bernea și părintele Galeriu. A fost un moment foarte emoționant. Ei erau ascultătorii noștri, iar noi îi admiram pentru că între timp se deschisese lumea și îi cunoscuse. Când Horia Bernea venea în redacție, era prieten cu Alice Zwölfer, secretara directorului Nicolae Stroescu, și așa a venit în redacție. A mers în studio, a dat interviul, iar după aceea m-a venit în redacție pe urmând să mai vorbească cu domnul Stroescu Stănișoara. Dar toată lumea a ieșit pe coridor și, de fapt, discuția a fost în public acolo și fiecare a putut să-i pună întrebări, el ne cunoștea doar după nume. Și la sfârșit a intrat în biroul meu și mi-a spus: trebuie să mă scuz, de data asta sunt în trecere, mă duc direct la aeroport, mă duc la Paris, dar data viitoare să știi că o să vă vizitez. Nu invitasem și mi s-a părut că era ca un prieten din totdeauna. Și într-adevăr, la întoarcerea de la Paris, a venit la noi și împreună cu familia Popovici, cu Alice Zwölfer și cu Zodo Popovici. Și după aceea, de fiecare dată când venea în Germania, îl gălduiam. Împreună am făcut foarte multe călătorii în jurul Münchenului. Am fost la Monze, la Tegernsee, Starnbergersee, Berchtesgaden, am fost împreună. Îi plăcea să vadă toate locurile astea din Bavaria, era încântat. Îi plăcea și că Münchenul e un mare sat, spunea el. Și în München am vizitat împreună toate marile muzee, am vizitat alte Pinacotec, Neue Pinacotec,
Haus der Kunst, Lembachhaus. Era încântat și era avid să vadă pictură, colecțiile de pictură din muzeile acestea. Tot atunci a început foarte delicat, dar persuasiv, să ne convingă să ne întoarcem în România. Și avea argumente, era într-adevăr un om care iubea cultura românească, istoria României, era un naționalist, avea România în inimă. Și ca să ne convingă, ne-a făcut și niște desene, a spus, eu vă fac planurile pentru casă. Să vă faceți o casă acolo. Și a făcut mai multe variante. Aici am rămas una singură. Care e? Are și un izbalcanic casa. Da, era pentru un loc pe care nu am putut să-l cumpărăm. Aici nu s-a potrivit. Și casa Melic. Da, da. Iar casa în care ne aflăm e tot așa cu este pe oita și el își imagina cum va veni la noi și după aceea nu o să trebuie să plece noaptea să conducă. Da. Consider într-adevăr că am fost norocoși să-l cunoaștem. Nu am cunoscut un om de o asemenea noblețe și generozitate și delicatețe sufletească precum Horia Verne. Era un om care purta un scut care îl făcea într-un fel inabordabil, dar era un sentimental. Purta acest scut ca să nu îi se pătrundă prea ușor în inimă. El nu trecea indiferent pe lângă nimic și pe lângă nimeni. Oricât de mărunt ar fi fost acel lucru sau acel om, îi acorda importanță. În anii următori, vizitele lui erau nu numai în Germania, dar după aceea și la Costinești, venea unde aveam o casă la mare și acolo veneau și prieteni. Acolo l-am văzut pictând și era o mare încântare să-l vezi pictând. Era extraordinar de precis, cu o tușă clară, nu revenea. Era un spectacol să vezi pictând. Și în același timp pot să spun că atelierul lui din Pangrati, primul în care am intrat, era poate cel mai ordonat și cel mai curat atelier pe care l-am văzut. Paletele lui erau curățate, pensulele erau extraordinar de ca noi. Am mai văzut o asemenea ordine la un pictor originar din România, german, Eugen Carey. Doar la el am mai văzut o asemenea ordine germană. Această ordine germană, domnule Sărbulescu, credeți că îi se trăgea? Simplu. Zodia Fecioarei. Eu răspund deci, simplist. Zodiacul răspunde la întrebarea asta? Zodia Fecioarei sunt oameni atenți. Atelierul lui Horia Paștina, care e ziua lui astăzi, să-i urăm la mulți ani. La mulți ani? Da. 13 septembrie. Da. Mâine ar fi fost ziua lui Horia Verne. Ce-i diferența? 82 de ani. Da, 82. O vocală, el e Horia, Verne era Horia. Și o zi de naștere. Clar. Bun. Deci, sunt oameni
Asta știu din povestită, știu ce adevărat. Oameni coordonați. Horia Bene era un om cu program. Horia Paștina este un om cu program. Eu, Pești, dumneavoastră de aici, tot Pești, el mai are un mare care program. Eu sunt un om complet în devălmășie. Normal că își curăța paleta. Eu nu-mi curăț paletele. Când a plecat dintre noi Horia Vernea, trebuie să povestesc totuși, foaie, e foarte scurt, e frumos. Când a plecat Horia Vernea dintre noi, s-a dus în Franța să se opereze și ăla a fost, bun, a lăsat paleta curată, curățată, câteva tuburi strânse, nu dezordonate ca la Van Gogh lăsată, nu, strânse, da. Și ce avea el acolo? Pe perete. Trebuie să spun. Lăsați ca un testament, mi se pare mie. O pictură de-a lui pe perete, cu, există o imagine, o fotografie la Flonder, când am fost după ce era. Deci, e document. O mică floare a lui Berne într-o glasă și de vesut. Două mici picturi pe care îi dorise Horia Paștina. Le-a pus acolo. Ăla-i document. Am terminat. Da. Aș vrea să adaug că mergeam împreună la cumpărături în München și își cumpăra în principal culori și pânze și pensule. Cumpăra cele mai scumpe culori, cele mai scumpe pensule, lucrurile de cea mai bună calitate, că erau diluante de cea mai bună calitate. Și cumpăra cantități și de cele mai multe ori mi le lăsa nouă să-i le aducem pe urmă cu mașină. Bun. Să zic și eu ceva? Spune. Horia a vorbit, l-am și întrerupt. Vorbea despre Putin. Putin îți aparține ție, Putinul ăla extraordinar. Horia Bernie era la ultima cumpărătură pe care a făcut-o, după operație în Franța, deci s-a operat moșul în Franța, după două zile ne-a părăsit, s-a cumpărat 6 feluri de măsline. Pardon! Aș mai vrea să vă adaug că l-am vizitat și în Franța, la Maison la Romain, unde picta într-un atelier, nu știu dacă în fiecare vară, dar măcar la 2 ani mergea acolo. Și ce m-a impresionat, că el acolo nu picta nici peisaje franțuzești, nimic în legătură cu Franța. El picta vechi peisaje românești. Și peisaje de la Agapia. Pădure, cu turle de mănăstire. Din memorie sau avea fotografii? Avea fotografii. Avea fotografii. Pentru el fotografia era o unealtă de lucru esențial. Mm-hmm. Ultima dată când am fost la Maison la Romain, avea multe pânze, cum vă spun, vechi peisaj românesc și altele tot legate de România. Și o mică, o foarte mică lucrare, era casa de vis-a-vis. Și a spus, ăsta e singurul lucru din Franța pe care l-am pictat. Vi-l dau o cadou, că nu se potrivește cu nimic. E acolo, pe vera. Aia de acolo. Da. Da. E foarte interesant să pătrundem în tainele un loc mare, în felul acesta, prin amintirile dumneavoastră, ale celor care l-ați cunoscut și dacă spuneați că avea acel scut pe care puteai să-l treci ușor în atelier care picta, era ușor de ajuns? Sau? Dacă te invita el, da, era ușor de ajuns. Vă spun, avea un fel de bruzuială, un fel de răzoială, un fel de arțar. Prin care el se apăra. Eu, un amănunt, chiar la început când l-am cunoscut,
L-am întrebat... dezarma puțin. Nu. Nu, l-am întrebat, ai ceva cu Galațiu? Și iată bombă. De unde știi? De unde știi? Zic, păi, după arțavul ăsta din voce. Zice, mama era din Galați. Am recunoscut că și eu sunt din față. Știa să bombă. Speranța Rădulescu, care a lucrat cu el la Muzeul Teatrului, a scris după moartea lui, în articol foarte smut, bombardarea care împinge lumea înainte. Iar Ion Grigorescu acesta a scris și el un splendid articol, se chema Un dialog cu Horia Benea în bucățele, în care spunea așa, că, dacă vă puteam interviu cu Costina în dialogul meu, Horia Benea era ca un, eu nu mă pricep la fotbal, el văd că se pricepe, că era stăritor cu prăjimea mea, unul care tăie picioarele, ia mingea cu picioare pe tot. Asta era Horia Benea, după despierea lui Ionica. Și eu o recunosc, mi se pare foarte adevărat. Lua mingea cu picioare pe tot. Am zis că avea un fel de a privi tot ce împojura și a ce spus doamna Alexandru, că vedea în detaliu lucruri pe care noi, cu ochiul obișnuit, poate nu le-am fi văzut sau am fi trecut ușor cu vederea peste. De fapt, un artist asta facea un simț al privirii, mult vederii, de văzut, vedem cu toții, unii prin ochelari, alții fără, dar a privi un lucru și a-l înțelege dintr-o perspectivă aparte, cred că asta îl face special pe un mare artist. Și aș vrea să facem referire la așa un gând al lui Horia Vernea, care spunea ceva despre ceea ce ce face pe un pictor să fie mare. Și zicea că pictor, ca pictor azi nu ai altă școală decât natura și muzeul. Și eu am învățat de la obiecte și de la natură. Era fascinat de materialitatea obiectelor, pentru că la fel vorbea, spunea că cele două dimensiuni importante ale artei sale erau bidimensionalitatea și materialitatea. Și tot așa un mare admirator al artei romane, antice, pe care am citit într-un interviu, o punea în legătură foarte strânsă cu ceea ce a urmat arta creștină. Ce ne puteți spune despre această viziune a sa? Horia Vernea a avut o serie la Muzeul Țăranului de, cum se cheamă, cu diapozitive. Așa, microfon. Diapozitive. Și spunea așa că sculptura romană, care este extraordinară, deci este... Eu am fost desfătorul, înainte mergătorul, icoanei, fiindcă era foarte precisă. Atunci am încercat să răspund, dar era fascinat de sculptura romană, care este foarte precisă. Portretul roman, portretul. Da. Domnule Mohan, vă rog. Da, îmi amintesc că la Muzeul Țăranului m-am dus special să văd expunerea mai multor icoane cu chipul lui Iisus din apă țărănească. Era extraordinar să vezi la oaltă numai chipul lui Iisus în diferite ipostaze, ca să spunem așa, în icoana țărănească. Vernea avea un tâlc în absolut tot ceea ce făcea, căuta un tâlc. Și tâlcul am înțeles imediat că el căuta un duh comun al lucrurilor, ceva care este
dincolo de vizibil, dincolo de aparență, acest dincolo de vizibil e o, pur și simplu o vorbă, dar cum arată ea în pictură, de pildă, e posibil ca într-o asemenea diversitate să ai un duh comun, ceva care traversează toate imaginile. Am încercat să deșifrez, dacă o luam pur și simplu foarte cartezian la drum și începeam să măsor chipul, vedeam, un chip era prelung, altul era rotund, nu era absolut nimic care, anatomic vorbind, să-mi demonstreze că acolo erau niște iconari care pur și simplu decalchează la infinit un tip antropologic, îl repetă până la epuizare, adică e sentimentul acesta de saturație pe care îl avem față de icoanele, producțiile, să zicem, de serie și care servesc, pur și simplu servesc, sunt, cum zicea Virgil Cândea la un moment dat, sunt pur și simplu instrumente de lucru, servesc. Nu, aici, dincolo de faptul că erau deosebite, foarte tare, antropologic vorbind, erau legate prin ceva. Toate. Toate aveau acest duh comun. Nu numai că scria om pe aureolă, că existau elemente. Nu, toate aveau în ele ceva pe care nu-l poți exprima în general, ci pe care numai pictura o poate face. Pictura e mută. Până la urmă, în momentul în care încerci să o explici, este un dezastru, pur și simplu, că încerci să explici de ce e frumoasă grădina aceea lui Berna. Intri, apelezi la literatură, la botanică, la toate domeniile posibile, dar duhul existent în lucruri nu-l poți niciodată închide în cuvânt. E, asta era la el, adică el vrea să spună că icoana nu este o repetiție printr-o decalcare la infinit a ceva și că ea trebuie să aibă veșnic prospețimea catacombelor. Și asta este, asta de pildă este în icoanele pe care le face Ionica, asta îmi place foarte mult. Chiar recent am văzut la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, a făcut pentru mănăstirea Stavropolos o icoană care stătea la închinare acolo, niște ocruri transparente, foarte fine, cu griuri, cu extraordinar de frumoasă icoană. Dar icoana aceea, când te apropiai, avea prospețimea catacombelor. Asta zic eu că el reușea să facă în expoziție. Și alte tipuri de mesaje, de pildă el, într-una din expoziție, a demonstrat foarte limpede că capitalismul românesc își are originea la țară. În viața țăranilor, primii, că mocanii, de pildă, din Săcelele Brașovului, au stat la baza capitalismului incipient, să zicem, o parte din el, din România, pentru că au făcut primele, au dus penteleul dincolo de Dunăre, au făcut o adevărată mică industrie din asta, au făcut mica industrie de fetru pentru pălării, au făcut din lucrul acesta un lucru prosper, un lucru care producea și că ei, de fapt, și averea lor a stat la baza capitalismului prosperității, de fapt, românești. Da. Deci avea, era un personaj extraordinar de complex și trebuia să-i găsești tâlcul de fiecare dată. Haideți să vorbim puțin de evoluția ca artist. Admirator foarte mare al artei țărănești, desigur, dar și al artei sacre, dar nu s-a apropiat niciodată ca pictor de icoană, în sensul să picteze icoană. Sper că nu mă înșel. N-am văzut. Ce a făcut? Ne-a reproșat oamenii că suntem iconoclaști, noi într-un loc. Suntem iconoclaști, că nu picăm icoane, el dumnealui de aici, el pică icoane, noi nu picăm, dacă. Și pe o grasimă, și pe tânză, că nu știu ce. E mica de biserică. Oricum, acum 2 ani de zile eram la mănăstirea
Râșca, final de expoziție, trebuie să facem o expunere a lucrărilor noastre. Un fel de mic permisar. Ionică și-atârnă pe perete acoarelele care erau icoane. Icoane pe pânt, pe hârtie, cum am spus, ce contează tehnica de... Și începe să plouă. Pe el. Icoanele alea ale Ionica acoarelele plângeau în ploaie. Se scurgeau de așa culoarele. Ce face artistul? Autorul lor. Deci, în loc să le smulgă de acolo, ca să le salveze, se pun și le filmează cum plâng ele de la ploaie. Mm-hmm. Cum se modifică. Deci am văzut, apropo de ce ai spus tu, Dan, cu le face în serie, icoane făcute în serie, de pe internet, de pe nu știu ce, unii se bucură că ele plâng și cad. Te-am părât. Dar putem vorbi de o preferință a lui Horia Vernea de a transmite ceva sacru prin arta sa într-un mod mai subtil, nu așa de evident, așa cum o faci atunci când pictezi o icoană, un chip de sfânt, după un canon anume. Horia Vernea era un om la fel de viu, foarte viu. Trebuie să adaug ceva. Vă rog, da. Doamna Doina Alexandra. Horia Vernea nu a pictat icoane, dar a pictat multe interioare de biserici și a pictat iconostase. Și vreau să vă spun că în ultimul an, înainte să moară, am avut o expoziție la Paris cu niște lucrări pe care le-a vândut, sigur, în vederea operației. Una din aceste lucrări a fost cumpărată de o prietenă de-a mea, Galatea Ciolănescu, și a lăsat-o câțiva ani după moartea lui Horia Vernea, a lăsat-o la Paris. Ne-a rugat odată să o aducem. I-am adus. Era o mare lucrare de 1,20 m pe 1 m, un interior de biserică foarte întunecat. M-am uitat multă vreme la ea și abia anul trecut mi-am dat seama, m-am cutremurat când am văzut că din fundal era portretul lui Vernea, dar după moarte. Era în negru și cu niște orbite imense. O să-l aduc de la Michel să vedeți acest. Cred că a fost printre ultimele lucrări. În orice caz, el s-a pictat acolo după moarte. Da. Mi se spune, de aici din regia aceasta improvizată, că îl avem în legătură cu noi pe domnul Constantin Flondor. Bună seara, domnule Flondor, ne auzim? Bună seara! Vă aud, dacă mă auziți și voi? Vă auzim foarte bine și ne bucurăm că vă auzim. Da, mă auziți? Am încercat să zugrăvim din amintiri chipul lui Horia Vernea și aș vrea să adăugăm și, să zicem, tușa dumneavoastră. Cum vă e prezent în memorie? Când vorbim despre Vernea, e un lucru, e ceva foarte greu de vorbit despre Vernea, din două motive. Odată că ne este o ființă foarte dragă, și a doua că este un continent, este o personalitate atât de complexă, încât niciodată nu pot să-l prind, să-l captez în toate valorile pe care le avea, și ca intelect, și ca pictor. Ce pot eu să încerc să vă spun acum, văd că voi merge pe un traseu stil Coriolan Babeț, adică eu vorbesc fără să știu ce
dealuri m-au marcat fantastic și amintirea lor, bineînțeles, e prezentă și acum, chiar dacă între timp am revăzut pictura lui Berne și acele dealuri de nu știu câte ori. Asta ar fi primul pas de cunoaștere lui Berne. Aș mai putea să spun câte ceva despre omul Berne, despre vocația de a fi prieten al lui Berne. Iată câteva modele. În 1981, la expoziția Studiu 2, de Paul Gnasim și de Orian Berne și de Ionica Grigorescu, Omul și natura locului și lucrurilor, era prezent și Berne, ca pictor, tot condeal, care m-a fascinat, și văd că se apropie de mine ca să mă încurajeze, să-mi dea un bold în ceea ce făceam cu referitor la lucrările mele. Eu fiind fascinat de personalitatea lui, deși eram de o vârstă. M-am apucat mult acest prim gest al lui Berne, când aproape că nu-l cunoșteam ca persoană, direct. Altă prietenie vine mai târziu, însă, când odată la Tescan, în tablele de la Tescan, mergeam la Tescan și în cadrul grupului Prolog, dar și autonom, și l-aud pe Berne. Tine, eu nu sunt Berne, eu sunt Hoia. Așa, o frumoasă și simplă declarație. Sau, tot la Tescan, mă trezesc că vine Berne la mine în dormitorul meu unde pictam și zice, tinule, tu lucrezi aici așa înghesuit lângă patul în care dormi, vino în atelierul meu, acolo am loc, am un atelier improvizat aici la Tescan și am avea loc să lucrăm împreună. Sigur, nu m-am dus, n-am avut curaj. Știu colegii că îmi plăcea când pictez să mă izolez, să mă ascund ca un vinovat undeva și să pictez. Și un treilea, ultim exemplu care îmi amintește de felul de a fi al lui Horea, Berne, era de data asta în ultimul an de viață, în anul 2000, unde eram împreună cu Mihai și cu Horea la Dimedea și tot la fel intră la mine în cameră în timp ce eu mă chinuiam să pictez niște brândușe. Am pus într-un pahar niște brândușe violet de o culoare fascinantă și mă chinuiam să prind acea tonalitate. Vine Berne și zice, stai, tinule, nu te chinui cu culorile pe care le
clădit, fie o masă de prat peste care i-au acoperit, parcă au trecut niște maicuțe care au acoperit cu o față de masă albă și pe care au pus câteva farfurii și pahare. Deci, acesta este Berna, nu este acesta, noi nu-l putem defini, deși s-au spus multe lucruri interesante, fiecare a completat cu câte ceva în constelația Berna, această definire nu poate fi epuizată. Mai mi-amintesc ceva. E vorba de anul 2000, suntem în decembrie, când am auzit de plecarea lui Berna. Și știu că a fost o lovitură, parcă eram cu Horea împreună și ziceam, și acum ce va fi cu pictura la noi în țară? A plecat Berna. Și, într-adevăr, mă gândesc uneori, uite, și acum când am fost invitat să spun câteva cuvinte, chiar mă gândesc, dacă Berna, în acești 20 de ani, ar mai fi existat, el era un tip viguros, avea energie, avea toate cele, ar mai fi existat ca pictor și ca director în Țăranului Română, cred că pictura, așa zis, contemporană, ar fi fost altfel. Nu știu de ce am această senzație. Berna este unul din stâlpii picturii românești și alături l-aș pune și pe Paul Gerasim. Doi oameni eleganți pe care i-am trecut. Cam asta ar fi. Domnule Flondor, mulțumim! Mulțumim pentru această completare la chipul pe care încercăm să ne-l amintim și să-l omagiem acum al lui Horia Berna. Da, asta a fost. Mulțumim. Și ne întoarcem aici între, nu în online, ci în direct, între noi, în această ambianță generoasă, pusă la dispoziție de gazdele noastre. Aș vrea să revin totuși la felul acesta religios de a fi al lui Horia Berna. Dacă aveți experiențe de genul, în sensul acesta și ni le puteți descrie. Da. S-a ținut, a fost a avut o oarecare reticență, cum ziceam, de a exprima în arta sa în mod direct religios, să spunem, a preferat să fie mai subtil. De ce această preferință? Încerc să vă răspund, pasând cuvântul prietenului nostru, Ionica. Bun. A spus așa de frumos Tino Flondor, doi oameni eleganți care nu mai sunt. Horia Berna și Paul Gerasim. E vorba despre religie, m-ați întrebat dumneavoastră. Și am să te rog pe tine să răspunzi, Ionica, ce înseamnă, ce numești tu eleganță? Doi oameni eleganți, te rog din inimă să răspunzi tu. Ce înseamnă eleganță? Pentru că asta înseamnă și credință, ce înseamnă eleganță? N-am nimic atât spus pentru mine. Un pistol care le găsești în revistele de modă. Cred că mai bine folosim alte cuvinte. Te rog. Noblețe cumva? Sărăcie? Otră șos? Noblețe, da. Diferent,
Și-au permis. Așa, un fel de... Au avut impresia că nu, lor nu li se permite să facă icoane. Și pentru că ridicau... O considerau o vrednicie? Făcutul icoanelor la un rang... Mm-hmm. Elegant. Enorm. Lobby. Inaccesibil. Mm-hmm. Poder. Așa spunea, nu, icoane trebuie să facă numai cei care trăiesc în mănăstire. Pe Gorja Vernea l-am auzit un moment dat, când s-a făcut o expresie la catacomba și s-a pus o lucrare alături de una care era prea explicită. Nu vreau să stau aici. Cel care organiza era Sorin Dumitrescu. Da, nu asta are importanță, ci faptul că nu vrea să fie religios. Și asta este probabil ceva care intrase în ei din socialism. Faptul că era imposibil de a spus ceva în mod deschis religios. Decât era rezolvat celor de la Institutul Teologic. Când au apărut praporii, nimeni, cred că n-a mai avut nicio îndoială că alea sunt cruci. Și totuși ceva a învins și oficialitatea și cele din restul culturii și expoziția la muzeu s-a deschis și fine. Era considerată artă decorativă. Nu percepeau autorii. Decorativă? Da, nu știu. Cum o catalogau aceia care nu vedeau crucea ascunsă în prapuri acolo? Toată lumea era atât de impresionată de calitatea picturii, în primul rând, că nu puteau să o refuze. Era imposibil să mai întâmpla și asta pe vremea lui Suculescu să fie dat la o parte. Dar acum nu mai era probabil, poate, nu știu, și politrucii porneau așa o vagă, deși demolau biserici, în particular aveau o atitudine din asta, chemau pe un preot ascuns, botezau ascuns, Ceaușescu se îngrijea de biserica de Ascornicești. Era ceva care poate că a mers împreună așa. Dar în praporii aceia, când priveam, erau ca niște manuale de anatomie, ca niște
straturile de carne. Erau, cum să zic, o expresie a suferinței și a, exact ceea ce este crucea. Au apărut și alte variante de prapor, dar primele erau așa, erau un fel de, să zic, batiste care se împătureau și la fiecare împăturire sau la despăturire apărea un strat mai adânc, cel puțin așa le citeam eu, mai adânc, mai în sânge, mai în celulele astea, în tăiat așa și despicate. Mă rog, este și așa dezvăluiri din scrisorile care s-au trimis între Paul Neagu și Horia Bernea în privința modernității și a orientării lui spre un figurativ așa mai realist, să spunem. Și asta e interesant, că sunt doi oameni extrem de profunzi. Unul avea un fel de religiozitate absolut ascunsă, Paul Neagu, sau inventată de el, sunt lucruri pe care le citești, nu, foarte greu de înțeles, sunt lucruri inventate de el în privința formelor. Ele au fost decriptate extraordinar de Sorin Dumitrescu. Prința Horia Bernea aștepta o intervenție a lui Sorin. E singurul dintre noi care s-a ocupat de icoana în teorie, și în lucru, și la colegii lui, și la artiști din arta modernă a secolului 20, cu un fel așa de anchetă cu dovezi, așa ca la poliție. Anchetă polițienească, bine. Da, da. Da, așa trebuie făcută critica de artă. Ceva între polițienesc și chirurgic. Și apropo de... vreți să adăugați ceva? Nu neapărat. E suficientă o trăire
anumită care se insufle picturii această conotație mistică dincolo de semne, semnele recunoscibile. Icoana e o gramatică precisă, o recunoști, o vezi în... Are multe elemente care sunt făcute să fie recunoscibile, că s-ar putea intra în altceva. În schimb, de pildă, dacă văd o grădină, văd o floare, o plantă care crește, văd o lumină anumită, pot să am revelație mistică fără să trebuiască să recurg la citate, ca să spun așa, de natura aceasta. Pe de altă parte, sigur că bea interioarele bisericilor și asta se vede. Nu sunt icoane acelea, dar sunt lucrări care au această conotație mistică. Cu câteva elemente care țin de o sensibilitate a lui la lumea românească, la lumea țărănească. E ceva frust în toate lucrurile astea, nu știu cum să-l descriu, că cuvintele sunt foarte greu de găsit, dar e ceva frust în chestiunea aceasta, care se vede în absolut tot, chiar și Prapovul în această chestie. Adică Prapovul trimit la elemente dincolo de, să zicem, toată iconografia creștină precisă și de o anumită iconografie și o anumită fizionomie a obiectelor în sine liturgie. Nu e un obiect liturgic, nu e un obiect care... Și totuși e aluziv, cum spunea Ionică, și mai mult decât atât, prin culoare, prin tot ce e acolo, prin organicitatea la un moment dat a prapovilor acestora, care duce dincolo de, să spunem, limitele și de rigorile creștine. Apropo de asta... Și asta nu e o greșeală, de la un moment dat s-a spus, de pildă, nu, domnule, ori pictezi icoana, ori nu, ca să lucreze ambigu așa, nu este, de ce? Sunt în lumea românească a produs lucruri care au aceste conotații creștine cu totul altele, altfel decât alte țări. Iată ce spunea Horia Vernea într-un interviu luat de mult de Ion Nicolescu, exact la o întrebare de genul acesta, am găsit acest interviu și am selectat. Spunea Horia Vernea că mai ales prin anii 70 mi s-a părut mult mai important ca eu, ca artist, practicând o artă de tip european, să o apropii pe nesimțite și în sensul cel mai profund de cult și de biserică, decât să am opțiune strict formală și să încep să-l pictez, de pildă, pe Sfântul Nicolae, neînțelegând și rămânând numai la scoarța lucrurilor. Cred că evoluția este mai bună așa. Dar eu am pus întrebarea ca să văd cum l-ați perceput dumneavoastră în această privință. Cred că ne apropiem de finalul colocviului nostru. Ne-am dus peste două ore, cred, și cred că e cazul să punem punct. Aș vrea să încheiem cu o idee care l-a preocupat și care bănuiesc că vă preocupă și pe dumneavoastră ca artiști. Adevărul din artă. Până la urmă, ce face un artist cu arta sa? Ce vrea? Horia Vernea spunea că arta unui artist e nevoia de a comunica ceva. Ce credeți că a comunicat esențial Horia Vernea prin arta sa? O luăm la rând. Vă rog, domnule, răspund eu prima. Citându-l pe, nu pe mine, ci pe Constantin Flandăr, pe tine, cu care tot mai am văzut. Nu luați microfonul, nu este. Nu-i nevoie. N-au doameni. Iată ne-mi face. Trebuie să se audă. Da, mulțumesc. Ai auzit, da. Bun, ca să zic că răspund cu cuvintele lui Tinu Flandăr, nu pe ale mele, de-aia mă și pornesc să răspund. A făcut acum câțiva ani de zile
Dick Zeiler în Germania, un pictor important, îi purta acest titlu. Pictura nu minte. Și Dino Flondon îmi povestește mie, așa, ce frumos titlu. Pictura nu minte, dar pictorii mint. Nu aveți un răspuns. Domnule Pașchi. Ceea ce nu pot înțelege în filozofie deloc și nu o să înțeleagă în veci. Anume, ea realizează fenomenul fulgurat al revelației. Vezi deodată, dar nu trebuie să explici ce vezi. De îndată ce încerci să explici, totul se prăbușește. Actualitatea artei lui Verne, cum o vedeți? Spiritul lui se transmite bine astăzi, e cunoscut Horia Berna. Actualitatea artei. Arta ori e actuală, ori nu e. Lasă că se aude. Actualitatea artei lui Horia Berna. Arta ori e actuală, ori nu e. Orice artă de pe lume. Suntem, înseamnă că la final, dacă tăcerea e modul de a ne exprima în necuvinte, așa cum face și pictura, cum a sugerat domnule Mohan, în felul acesta fulgurant de a te ilumina. Și mi-am adus aminte de o lucrare a lui Horia Berna în care sunt niște pâini în care stau niște lumânări și e intitulată Hrană. Ne hrănim cu pâine, dar ne hrănim cei drept și cu lumină, că lumânarea aceea nu numai că luminează, dar începe cu gândul și la consumarea proprie, pentru că asta sugerează lumina dintr-o lumânare, jertfă, sacrificiu, care erau niște idei esențiale, nu ale artei și ale gândirii lui Horia Berna. Vă mulțumim pentru participare. Am fost împreună aici, în casa familiei Siftah, cu domnul Ioan Grigorescu, domnul Mihai Sărbulescu, domnul Horia Pașca, domnul Dan Mohan. Și mulțumim doamnei Doina Alexandru Sifta și domnului Constantin Sifta pentru această ambianță plăcută, generoasă, înconjurați de artă și sunt de vorbă cu artiștii, ne-am înalțat așa, ne-am ridicat mai sus decât obișnuitul acestei vieți pe care o ducem acum în condiții mai complicate cu această pandemie. Vă mulțumim că ne-ați urmărit pe Facebook, dragi privitori, utilizatori, urmăritori, pentru că așa trebuie să ne exprimăm acum, să vorbim de acest mediu online. Ne revedem și mâine seară la ora 18, când ne vom aminti de Horia Berna împreună cu alți oameni care l-au cunoscut, de data aceasta fiind vorba de teologi. Și găsiți numele preoților pe afișul care se află pe Facebook care anunță acest eveniment. Numai bine, o seară liniștită!